Vasile Aiurese este un cetățean din municipiul Suceava care locuiește pe strada Mitocelului în cartierul Lițcani. Acesta a apelat la postul nostru de televiziune pentru a cere ajutor într-o problemă care îl necăjește zilnic de ceva timp încoace. În fața porții sale a apărut din senin o groapă. Groapă ce reprezintă o adevărată capcană pentru trecători sau pentru conducătorii auto. Pentru cei care locuiesc în zona, această groapă este cunoscută. Problema apare în momentul în care prin zonă trece un sucevean care nu are habar de existența ei. În pericol pot fi și copiii care locuiesc în cartierul Lițcani și care, fără intenție, dintr-o joacă, pot cădea în ea. Cu toate că situația a fost semnalată autorităților, Vasile Aiuresei a apelat și la postul de televiziune Bucovina TV pentru că, în cele mai multe din cazuri, imaginile vorbesc. Prezintă un pericol public. Se poate surpa oricând. Un copil, un bătrân care nu este atent, cineva cu mașina care nu cunoaște drumul, cine plătește? Primăria? Noi, cu sănătate, cu viața noastră? Cine? Se vadă, sunt un om onest, plătesc la primărie, dările, la mașină, toate în regulă și uitați ce se întâmplă. În urmă cu aproximativ o lună de zile, postul de televiziune Bucovina TV a mai prezentat un asemenea caz chiar în buricul târgului pe strada Mihai Viteazu. Atunci vi s-a arătat cum o persoană care nu știa de existența acestei gropi era cât pe ce să dea cu roata în ea. După atâta timp, în acea zonă, acea groapă este la fel. În urmă cu aproximativ o lună de zile, Bucovina TV a prezentat situația acestei gropi de pe strada Mihai Viteazu un adevărat pericol. Zilele au trecut de atunci, dar nimeni nu a ridicat niciun deget pentru a remedia situația. Aveți o gaură? Nu. Aveți o groapă, asta încercam să vă spunem da, în față, da? Atunci, da. Mă mut, mulțumesc! Asta încercam să vă... Nu înțelegeam ce-mi spun. E o groapă și dădeați în groapă.